Bună, în clipul de față vreau să vorbesc despre un program care se cheamă Cam Studio. E un program gratuit și care are o mare însemnătate, dar pe care, cu toate că mi se pare că e un program foarte bun și foarte util, l-am văzut folosit de foarte puțină lume și vreau să vi-l prezint. În general, când trimiți cuiva un e-mail, îi spui acolo în câteva rânduri lucrurile care ne-ar interesa. Sunt însă o mulțime de situații în care te-ar ajuta mai degrabă să îi faci un clip video și să îl trimiți. Foarte rar am văzut pe cineva să se ocupe cu un lucru de genul ăsta, în schimb, utilitatea lui e foarte mare, pentru că poți să-i arăți exact despre ce este vorba. Există și alte variante de software. Am uitat cum se numește, Camtasia. Deci, software-ul respectiv are și o variantă premium care e mult mai performantă. Eu nu o folosesc, eu folosesc varianta gratuită în prezent. Care are funcțiile de bază. Haideți să discutăm un pic despre funcțiile de bază. Deci după ce pornești programul, are opțiunea Minimize Program on Start Recording, adică de când îi dai să înceapă programul să înregistreze, să se minimizeze, să nu mai fie vizibil. Nu vreau un dreptunghi în care să strălucească și nu arată că înregistrez pentru că țin minte. Așa. Vreau să dea play după ce se înregistrarea se termină ca să mă asigur că am avut sunet, pentru că uneori am probleme, mi se deconectează microfonul și vreau să fiu 100% sigur că dacă pun un clip online are sunet. Aici am specificat desktop-ul, fiecare după cum dorește. Prefer să-mi denumească automat fișierele, cum place setarea lor, an, lună, zi. Eu pun de obicei un punct între an, lună și zi și îi dau un nume fișierului. Ca scurtături, vă recomand insistent să folosiți record o scurtătură și stop o scurtătură. Asta e și pause, deci Ctrl F9 și record și pause. La setările videoului, aici se pute în funcție de preferințe, nu trebuie neapărat să setați cum am setat eu, așa le-am setat eu, mie însă mulțumitoare. Vreau să fie vizibil cursorul pe ecran, ia să suprapun, să fac un joc. Da, foarte amuzant, nu? Așa. Ok. Are și opțiunea să înregistrezi, deci poți dai play și el să înregistreze audio, dar dacă dai la o melodie, poți să ai probleme cu copyright-ul și eventual dacă urci clipul pe YouTube, să nu te lase YouTube să uploadezi. Region full screen. Și cam asta e, ăsta e programul. Îi dați să înregistreze, vă face un clip video și ce faceți cu el ulterior, pentru că cum îl trimiți cu persoane. Eu folosesc YouTube Upload. Îmi uploadez clipul aici, are setarea standard să fie unlisted, are în YouTube, poți să setezi la opțiuni cum să fie clipurile tale în mod standard și am setat să fie unlisted, adică să nu fie vizibile, dar dacă știe, cineva știe link-ul să poată să-l vadă și cam aia e tot. Și îi trimit persoanei un link scurt, YouTube, un link scurt și poți să vezi clipul, cam asta, spor.